Ce înseamnă pentru tine fericirea? O bună întrebare. Fericirea atunci când simți împlinit și... Te simți împlinit și nu prea simți nevoie de a schimba ceva ca să fii mai bine. Adică este parcă un fel de drum care mereu este o schimbare spre bine, câte puțin, câte puțin, și te menține într-o stare foarte bună și te simți confortabil în legătură cu orice aspect din viața ta. Este sentimentul care îl simt atunci când sunt alături de cei dragi. E un lucru foarte greu de închipuit. Fericirea, asta e, cred eu, să fii în loc potrivit, în momentul potrivit și cu oamenii potriviți. Fericirea, adevărată fericire, asta e ca omul să creadă în Iisus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru păcatele întregii omeniri. Fericirea, nu știu, siguranța în ziua de mâine, o anumită stabilitate pe cineva alături. Cred că fericirea este atunci când ai lângă tine o persoană care ține reciproc și care te prețuiește așa cum ești și nu mai vede pe altcineva în afară de tine și te simt că ești persoana lui. Fericirea este o calitate, ceva care putem să dobândim cu greu. Fericirea nu se obține ușor, adică e ceva greu de dobândit. Fericirea, adică anume și când ești să fii fericit, când ai de dități. Sunt unii care nu sunt fericiți până în ziua de astăzi. Pentru mine fericirea înseamnă dragoste. Dragostea față de o persoană care într-adevăr o iubești și o faci fericită. Vă considerați om fericit? În principiu da, dacă sincer da. Cred că fiecare trebuie să-și găsească un anumit echilibru în suflet și în viață și astfel își va găsi fericire sau în orice caz cale spre fericire. Desigur, pentru că văd fericirea, încerc de fapt să văd fericirea în tot ceea ce fac. Chiar pe dimineață, pentru că am psică, desigur, și întotdeauna mă face fericită. Da. Nu, eu am probleme, în familie. Eu sunt un om necăjit. În procente? Sau cum să mă exprim? Bine, s-ar putea și mai bine, întotdeauna e loc de mai bine. Dar n-aș putea spune că mă consider nefericită. Da, la moment da. Da, fiindcă am familie, am prieteni, fac adică ceea ce îmi place și sunt sănătoasă, adică cred că am tot ceea ce trebuie ca să fiu fericit. Fericit, zic și eu așa, până la vreo 60-70% așa. Da, că eu am dragoste în viață.